Eu sunt din Eforie Nord și primul spectacol de teatru pe care l-am văzut, l-am văzut la grădina din Eforie Nord, unde pe vremea copilăriei mele erau și spectacole de teatru. Și a fost o poveste foarte frumoasă, mi-a plăcea foarte mult, eram pasionată de film la momentul respectiv, cred că aveam în jur de 12 ani. Iar tata a insistat enorm de mult, adică chiar mi-a spus că mă pedepsește sau ceva de genul ăsta dacă nu merg odată și la teatru și nu numai ca golanii la film. Și a mers cu chiu cu vai plânsă și așa mai departe, ca și vrut să merg la film în seara respectivă, și am văzut spectacolul pe care nu o să-l uit niciodată. Se numea Nu se știe niciodată, după o piesă de George Bernard Shaw, și era Teatrul Național din București. Și a fost, adică din momentul ăla am știut că asta vreau să fac. A fost o chestie extraordinară pe care nu pot să-mi explic, nu știu exact ce s-a întâmplat cu mine. Din momentul ăla eu am știut că asta vreau să fac. Am încercat să mă gândesc la momentul ăsta de multe ori după aceea, să înțeleg ce anume s-a petrecut, de ce mi-am dorit asta imediat, de ce m-a impresionat atât de tare. Nu știu, poate... Era o sală plină, era grădina de la Eforie Nord, care e mare, are niște sute de locuri, 800 sau ceva de genul ăsta. E o grădină mare de teatru, plină de oameni, care toți se uitau la ăia 6 sau 7 oameni de pe scenă. Și pe undeva cred că probabil tipul ăsta de atenție a publicului e posibil să mă fi impresionat. Adică, oricum... Cred cu tărie că noi care facem meseria asta o facem și dintr-o mare nevoie de atenție. Nu știu dacă din cauza acestei experiențe sau e un lucru care mi s-a revelat ulterior. Dar nu știu, e posibil ca din cauza sentimentului ăstuia de putere pe care am simțit că trebuie să-l aibă cei de pe scenă. În anul următor, după experiența pe care tocmai v-am relatat-o, s-a întâmplat primul pas, în sensul că exact pe acea scenă, că acolo făceam noi sărbările din școală, am insistat să pun în scenă împreună cu colegii mei și colegele mele, colegele mele, dacă stau bine să mă gândesc, erau numai fete, din școala generală. E o mică scenetă a lui Caragiale care se cheamă Articolul 214, în trei personaje, dacă nu mă înșel, 3 sau 4, și am jucat acest moment dramatic pe scenă. Eu jucam un avocat, un bărbat. Băieții ne-am reușit să-i convingem să joace, iar numai fete eram. Și practic ăsta a fost primul pas. După care lucrurile au devenit mai serioase, pentru că era o concurență uriașă la un ATC, adică era o chestie care părea imposibilă la momentul respectiv să faci meseria asta, să intri la facultatea respectivă. Eu mi-am dorit să intru la facultatea aia și nu la alta. Și, mă rog, n-am intrat din prima, am intrat din a doua încercare, m-am pregătit prin București cu cei care auzisem că pregătesc pentru facultate și am intrat la facultate. Cam ăștia au fost pașii. Nu am făcut nimic în plus de la articolul 214 din clasa a 7-a și până când am intrat la facultate, nu cred că am mai urcat pe o scenă. Debutul s-a întâmplat în anul 2000, când am terminat și facultatea. A fost anul în care am terminat facultatea și, fiind în anul 4, s-a dat un casting în facultate al unui regizor extrem de important, Vlad Mugur îl cheamă, între timp nu mai este printre noi, și am avut surpriza și uriașa bucurie să iau acel casting și, până la urmă, spectacolul, care, mă rog, a migrat prin vreo 2-3 teatre, a ajuns la Teatrul Național din Craiova. A fost o piesă de Carlo Goldoni, se numea Bârfele Femeilor, iar aici spectacolul s-a numit Carnavalul Bârfelor, în anul 2000. A fost o poveste pe care un timp am încercat să o uit, după care mi-am zis că, de fapt, nu trebuie să o uit, pentru că e un lucru extrem de important ceea ce s-a întâmplat atunci. Mă rog, copleșită de faptul că lucram la 23 de ani, câți aveam la momentul respectiv, cu Vlad Mugur la Teatrul Național din Craiova, alături de domnul Ilie Gheorghe, care era actorul meu preferat, îl văzusem în spectacolele lui Silviu Purcărete, adică era, pentru mine, cred că unul dintre cele mai emoționante momente din viața mea a fost premiera de la Carnavalul Bârfelor, când domnul Ilie, la aplauze eram de mână cu domnul Ilie, adică am început să plâng instantaneu. A fost...
nu știu cum să vă spun, pentru mine momentul în care l-am descoperit pe domnul Ilie Gheorghe a fost extrem de important. Eram liceancă și am văzut Titus Andronicus și am spus că un asemenea actor n-am mai văzut niciodată. Adică am vorbit, am scris despre domnul Ilie Gheorghe pe la revista din Constanța, mă rog, a liceului în care studiam. Ei, și la debutul meu am fost de mână cu domnul Ilie Gheorghe la aplauze. A fost un moment, unul din momentele acelea pe care le țin minte. Ei, problema este că în timpul repetițiilor mi s-a întâmplat să mă blochez, adică mintea mea s-a blocat cumva, nu prea mai reușeam să fac nimic pe scenă. Domnul Vlad Mugur a avut înțelepciunea și bunăvoința și bunătatea de a nu mă schimba din rol, deși practic toate datele spuneau că ar fi trebuit să o facă, pentru că nu mai eram în stare să fac mare lucru. Cred că am început să mai reacționez un pic așa, cu vreo două zile înainte de premieră, un pic am început să mă dezgheț, după care lucrurile au mers, adică spectacolul a mers. Dar din cauza asta a fost o experiență foarte importantă, pentru că mi-am jurat că așa ceva nu o să mi se mai întâmple niciodată și nici nu s-a mai întâmplat niciodată după aceea. Așa. Și pe de altă parte, oarecum frustrant, adică acum privind în urmă, îmi pare foarte rău că am ratat, de fapt, întâlnirea cu acest uriaș om de teatru, care a fost Vlad Mugur. De fapt, am ratat-o. Adică, din cauza că eram atât de... Mi se părea absolut incredibil că mi se întâmplă asta și mă temeam foarte tare să nu-l dezamăgesc, exact asta s-a întâmplat. Uneori, momentele grele pot fi mai importante decât cele fericite și... de, să spun așa, glorie, dacă poate fi vorba despre așa ceva în teatru. Cred că practic momentele grele sunt cele, deși e greu să le accepți, este greu să le gestionezi tu cu tine, dar de fapt ele te împing mai departe. Dacă nu ți-e greu, după părerea mea, nu evoluezi, adică rămâi într-o zonă de confort din care nu mai ești niciodată și ești mulțumit tu cu tine. Cred că mulțumirea de sine e cel mai mare dușman al meseriei ăsteia și poate al oricărei meserii în general. Poate, nu știu. A fost un moment foarte important. Întâlnirea cu Silviu Purcărete a fost un asemenea moment. Spectacolul Cum doriți sau Noaptea de la Spartul Târgului, după a 12-a noapte a lui Shakespeare, în care... Mă rog, am jucat un rol important, ca să zic așa, Viola e un rol important, un rol pe care ni-l dorim, în general, din facultate. E un rol provocator. S-a întâmplat un lucru ciudat, care mie mi s-a întâmplat pentru prima dată, după aceea mi s-a mai întâmplat de câteva ori. Un spectacol să curgă, facerea unui spectacol, de fapt, să curgă atât de lin și... atât de uimitor și atât de... și fără niciun efort, practic. Părea că nu e niciun efort din partea nimănui, încât părea, efectiv, părea că nu mai suntem noi, că nu e... părea, efectiv, o stare de grație tot ceea ce se întâmpla. Adică totul părea că vine din altă parte, nu știu cum să vă zic. E o senzație extrem de ciudată asta și extraordinară, numai că ea se întâmplă destul de rar. Așa, după care întâlnirea cu Bobby Pricop pentru mine iarăși a fost foarte importantă. Bobby Pricop, care e regizor angajat aici, la Craiova, în acest moment, dar atunci când l-am cunoscut, era proaspătul câștigător al concursului de tineri regizori și a venit să pună un spectacol din dramaturgia contemporană, Proful de religie a fost, și... lucrul pe care l-a propus el, bazat pe improvizații, a fost un lung atelier. A fost iarăși, mă rog, o perioadă în care m-am descoperit foarte mult eu pe mine ca actriță. Cea mai importantă întâlnire pe care cred că am avut-o în ultimii 3 ani, 4 ani, mă refer la întâlnire, ca să spun așa, artistică, cred că este cea cu Radu Afrim. Un regizor cu care îmi doream să lucrez de multă vreme, cu mult înainte de a lucra propriu-zis cu el. E genul de regizor care te scutură din temelii și te face să te recompui. E un lucru extraordinar și rar.
Și iarăși este un regizor care știe foarte bine nu numai meseria lui, ci și pe cea de actor. Indicațiile pe care le dă sunt absolut senzaționale. Adică e o școală pentru orice actor, lucru cu Radu Afrim. Am jucat în Dacă am gândit cu voce tare și în Casa cu Suricate, în două spectacole, pentru că între timp avem norocul și bucuria de a-l avea pe Radu Afrim angajat, practic coleg cu noi aici în Teatrul Național din Craiova. Eu predau și în facultate și, în general, la prima întâlnire cu studenții le spun acest lucru. Dincolo de faptul că e o pasiune, dincolo de faptul că e o modalitate de a ne cunoaște noi pe noi extraordinară, cred că teatrul, actoria, este o meserie care se poate deprinde. Pentru că dacă nu s-ar putea deprinde, rolul meu ar fi nul. Și rostul facultății, practic, ar fi nul. Deci, da, este și e o meserie în sensul de meșteșug, cred acest lucru, dar pentru mine e o pasiune uriașă. E, practic, centrul vieții mele, cumva. Adică, după ce am avut fetița, în continuare ea mă întreabă pe cine iubești mai mult, pe mine sau pe teatru, și eu îi spun pe amândoi la fel. Nu pot să... Nu știu, adică n-aș mai fi eu dacă n-aș mai face teatru. Și în momentul în care gândesc așa, cred că... Da, e o pasiune. Pot să spun că m-am întâlnit cu literatura chiar puști fiind. Mi-au aminte că în clasa a patra citeam Eminescu și mi se părea straniu. Mi se părea straniu, nu mi-a explicat eu de ce părinții mei au fost învățătorii. Mama citea multă literatură și Dumnezeu să o ierte numai în viață, mi-a pus în mână cărțile de literatură. Am aflat încă din clasele primare de Eminescu, de Goethe, eu știu. Oricum, mi-aduc aminte că mi se părea extrem de straniu. Știam că poemul lui Eminescu, Strigoi, sigur, e straniu Strigoi, dar mi se părea Eminescu straniu și ca persoană, ca om. Ulterior, mult mai încoace, citind cartea lui Harold Bloom, Canonul Occidental, am aflat că ea geniali sunt și strani, într-un fel. Literatura genială are o anumită stranietate. Deci, nu știu ce a fost cu intuiția mea de puști, de foarte puști, așa, cu Eminescu. De atunci am avut, cred că prima dată, prima poezie, cred că am încercat-o prin casă 5-8, dar nu-mi mai amintesc exact, e cam slabă memoria mea, în volumul 2 dintr-un roman trilogie al meu intitulat Straniu metaforic, Eșecul cartofilor cruzi, personajul principal, căruia am împrumutat ceva și la mine, evident, se plângea de unele hibe ale memoriei sale. Deci, cred că în clase 5-8 eram când am scris prima poezie, am mai încercat și în liceu, mi-am amintit cu un coleg, fie iertat numai în viață, zice, hai mă, du-te la cenacul că îi faci așa. Nu, m-am dus, cred că din cauza unei anumite timidități pe care eram suficient de abil ca să o maschez, totuși, la ora respectivă. Debutul propriu zis a fost în timpul facultății, n-am întâlnit de facultate, am debutat la Timișoara, eu am făcut litere la Timișoara, secția franceză română, în anul 3, deci cu două poezii în revista Forum Studențesc, tot fiind îmboldit de... Colegul meu de atunci, el era la română, eu la franceză, scriitorul Ioan Temorar, stabilit actualmente în Provence. Voi citi din primul meu volum de debut în poezie, volum intitulat Alte secunde, alte ipoteze, un poem intitulat Scribo ergo sum, pe care îl consider și un fel de artă poetică, un manifest poetic. Orice real este și rațional. Dar orice imaginar, față întoarsă, deplasare de linii, precum deplasarea spre roșu să fie. Acum când ființa își ondulează conturul, umilindu-ne biata imaginație, imagine în alb, gheață, soră bună cu vidul, pătrunzând nevăzut în timpanele plantelor,
zbor de pasăre printre tufișuri ca o abdicare a gândirii în fața nepătrunsului, cine spune metaforă, cine cuvânt, ce anume, numai contemplare, căci orice împlinire nu se mai împlinește decât în absența a ceva, înceată lumină a poemului iradiind din îndoielile ceasului, un singur sens și acela nemai lăsându-se redat de câte rare ori, cineva citește melodios despre o carte ceva să vină, să se scrie, altundeva despre întoarcerea poetului, altundeva despre personaje obscure, ce sunt acestea și ce se vor ele? Lumina răsăritului, a timidului răsărit de soare, ce floare își mai întoarce corola spre tine, care anume și când anume și cum, vegetația abundentă invadând starea botanicii, printre imagini câteva siluete caută logica, mai departe se albesc liniile și se pierd, eu însumi nu mă cuprind în starea de veghe, la taunt lubli, după care răsună o muzică ciudată și neînțeleasă, altcineva a visat chip adevărului și și-a uitat visul imediat la trezire, poate oriunde, poate nici când poate, cultivăm notre ar. Oh, da, da, cultivăm. Este, cum spuneam, din primul volum, este un volum al căutărilor, o poezie pe care aș numi o poezie existențială, nu existențialistă, fac bine această delimitare, chiar insista spre poezie existențială, poate și din acest motiv, poate asta a fost una din cauzele pentru care n-am reușit să public decât după Revoluție. Am avut două volume de poezie, unul la Scrisul Românesc, aici în Craiova, altul la Timișoara, la Facla, depuse în 1988, dar atunci aștepta mult pentru apariția, a venit Revoluția, lucrurile s-au cam întors pe dos din punct de vedere economic și a apărut mai târziu, după 90, acest prim volum. Conține poezii scrise, deci, în perioada, acest prim volum, 1981-1982, chiar și 83 puțin. Chiar și puțin, 1983, mi-ocupă mult timp, pot să spun, literator, destul de mult timp, mai ales dat fiind faptul că poate și filolog fiind, scriu în toate genurile literare, până la urmă mi-a ieșit o carte de teatru, un exemplar se află la prietenul meu Nicolae Coan de aici, la Teatrul Național Marin Sorescu, deci mi-ocupă destul de mult timp literatura. Cred că dacă ar fi să dau definiția acum ale literaturii, m-aș opri la o carte excepțională, zic eu, a lui Virgil Nemoianu, O teoria secundarului, în care vorbește despre... Sigur, zice Nemoianu acolo, literatura reprezintă secundarul, principalul e economia, principalul e politica, chiar filozofia, dar literatura are o putere a ei aparte. Pe lângă faptul că e arta cuvântului, e în viziunea lui Nemoianu inclusiv conservatoare, având rolul, mari scriitori au fost cam conservatori și un T.S. Eliot, bună oară, era conservator, așa, și strunește un anumit progresism nețărmurit care se duce spre dictaturi de stânga, noi am trăit și știm cum s-au întâmplat aceste lucruri. Deci, zic eu că la ora actuală, având și un minister al culturii și identității naționale, să-i rugăm pe domnul acest minister să fie mai atent totuși cu amăriți ăștia de scriitori, pentru că fără limbă literară n-ai identitate națională totuși. Nu e prea roză situația scriitorului de astăzi. Scriu și critică literară, e drept punctul meu de vedere că o scriu ca un scriitor care scrie despre alți scriitori. Poate sunt subiectiv, nu reușesc să evadez din propria subiectivitate, dar teoria mea e că cel mai bine pe scriitor, tot scriitorul înțelege, chiar dacă criticul literar, fiind situat în afară, fiind situat în exterior, poate să vadă anumite lucruri destul de interesante. De altfel, având acea vorba lui Michel Foucault, Pansediu de Or, gândirea exteriorului, totuși ceea ce lipsește lui, indiferent cât de empatic ar fi, cât de puternic ar fi această critică de identificare,
care există, sigur. Se practică, îi lipsește ceea ce un Georges Bataille Bunoare numea l'experiență anterior. E o carte care n-a fost trausă la noi, de-abia aștept să o procur, mi-a promis-o cineva din Franța. Critica mea pornește și din tematism, în general din noua critică franceză, cu destule elemente de semiotică, însă ulterior am fost influențat și de antropologia lui René Girard, un om pe care îl consider genial. Și din care s-au tradus vreo 5-6 cărți în limba română, am avut ocazia să mai procur în original încă vreo 10 și în felul acesta mi-am... cât de cât mi-am edificat un anumit sistem, un anumit punct de vedere asupra literaturii, care trebuie să aibă o strictă legătură cu științele umane, cum spun francezii science humaine și nemții die Geisteswissenschaften, științe ale spiritului. Cel de-al doilea poem pe care îl voi citi la 7-lea volum de poezie al meu, intitulat Cosmos în silabe. Acest volum a fost scris în anul 2011, a apărut în 2013 la editura Limes la Cluj, la directul editurii, poetul Mircea Petean, și pot îndrăzni a zice și prietenul meu Mircea Petean. S-a produs, cred eu, așa o anumită cotitură în poezia pe care o scriu, în sensul că dacă până aci optasem pentru o sintagmă a lui René Charpuri, un serenite crispé, așa, acea serenitate crispată a la René Char, să zicem, ulterior, cu acest volum, poezia mea începe un anumit proces de crispare, cumva de naturalețe. Cineva în interviu spunea că este o poezie curgătoare, aproape, eu știu, într-un dialog relaxat cu tradiția. Această de-a doua poezie se intitulează 5 piese de Brocard. 1. O făptură inexplicabilă parcă ieșise din pământ și se îndreptase spre sud, grațioasă. Astăzi e mai cald decât ieri. Am mers desculți. Plutirea încerc să o învăț aici, pe balcoanele visului, prieten cu șoapta abisului și conștient de ce ne mai așteaptă. Pustia e calea cea dreaptă, strunește calul, prinde maimuța. 2. În vara aceasta caldă și mare, tresare gândul la hotare și de la tine vești azi știu, chiar de la glasul ți argintiu și cristalin, ce îi n-auzi ca foșnet drag de cucuruz, mi-ai spus că e bine și aștept cu inima aprinsă în piept, încât mai chem de apă mintea să-ți împlinească rugămintea, refrenul iarăși ațipește, când trâmbița reamuțește, târziu în lume totul e stins, doar gândul stă de neînvins. 3. Refrenul de acum îl știu, cu glasul veșnic argintiu, io tu ele roze, ce stranii metamorfoze s-au abătut pe câmp cu maci, în ceasul în care se tot taci, să ațipești în vara plină, cu gândul-ți caier de lumină, în aerul curat al serii, cuvântul mătăsos al verii, și cântecul duios și smuls și s-a desprins, a plâns, a curs, cum cele ceasuri din Dali, tu singur trebuie să știi, doar melodia ne-a rămas și în acest final de ceas, io tu, ele roze, ce stranii metamorfoze. 4. O făptură inexplicabilă stă la balcon și fumează, și-i cald și se înserează. 5. Doar glasul său din depărtări, ecoul al veșnicei mirări, doar glasul cel iubit s-a ascuns când picură tăcerea în munți, să pleci cu ea oriunde în lume, popas să faci pe câte o culme, în timpul ce ți-a mai rămas până la cel din urmă ceas.
plin centrul Craiovei, fosta stradă Dima Popovici, astăzi Mitropolii Firmilian, a rămas în memoria locuitorilor legată de adolescența lui Constantin Brâncuș, care era în acea vreme ucenic la prăvălia de vinuri a negustorului Ion Zanfirescu. Multe dintre casele ridicate la sfârșitul secolului al XIX-lea pe această stradă mai păstrează și astăzi ceva din farmecul atmosferei din acele vremuri, dar și poveștile foștilor proprietari, care reprezentau elita orașului, judecători, generali, medii sau negustori, inspirați de modernizarea orașului, își construiau reședințe demne de statutul lor social. La numărul 5 locuia judecătorul August Pretorian, care în anul 1896 l-a invitat pe arhitectul german Francisc Sprinter să-i proiecteze o casă în pas cu moda vremurilor. Familia, din nou, Pretorian sau Pretorian, familie de intelectuali, sunt surse care relatează faptul că în familie se vorbea foarte mult și limba franceză. Despre fica familiei nu știm foarte multe, deoarece este o mică lacună de informație, însă nepotul proprietarului inițial, din nou, a făcut studiile în Franța. Nu a urmat o carieră politică, precum părinții și bunicii lui, și asta l-a ajutat foarte mult perioada comunismului, el fiind fiind pictor. S-a scăpat cumva de toate prejudecățile și de toate urmările negative ale anilor comunismului. Practic a scăpat de închisoare, pentru că s-a depărtat puțin de latura intelectuală, ci de latura politică. A rămas un intelectual, profesor de franceză la liceul Frații Buzești, după care la venirea comuniștilor la putere a fost trimis la Ișalnița, anume în mediul rural, după care Bucovăț, din nou mediul rural. Corpul principal al proprietății are una din fața de la stradă, intrarea făcându-se pe o ușă impunătoare din lemn sculptat, cu o marchiză de fier forjat și sticlă. Pe toate fațadele sunt decorațiuni în zidărie, coloane și capiteluri florale, încadramente ornamentate cu arcade și medalioane. Fațadele corespund stilului anilor 1900, remarcându-se și volumele mari ale acoperișului. În interior, arhitectul a împodobit casa cu numeroase elemente decorative, geamuri de cristal, coloane, stucatură și o scară de marmură impunătoare. În anii comunismului, casa a traversat o istorie zbuciumată. După ce proprietarii au fost izgoniți, reședința strălucitoare a familiei Pretorian a devenit de nerecunoscut. Casa a fost naționalizată, au locuit numeroase familii în această casă. Din această cauză, camerele, toate încăperile, de fapt, au fost modificate, fie cu rigips, fie cu pereți din cărămidă sau alte materiale. După care, la preluarea casei, am încercat să o aducem la forma inițială și sperăm că ne-a reușit acest lucru, astfel hotelul să aibă o aură aristocratică, să îmbinăm cumva mileniul 3 cu aura aristocratică a Craiovei de altă dată. În ultimii ani, noul proprietar a reușit alături de o echipă de arhitecți restauratori să-i redea viața și frumusețea de altă dată. Restaurarea a durat aproximativ 2 ani de zile. A fost o muncă, așa cum spuneam la început, titanică. S-a lucrat foarte mult cu restauratori din Craiova și din București. Foarte multe elemente s-au păstrat, dar a fost nevoie de foarte multă migală pentru ca aceste elemente să se păstreze. Unul dintre elemente ar fi vitraliul, la care a fost nevoie de foarte puține reparații. Spre norocul nostru s-a păstrat foarte bine. Am încercat să păstrăm cât mai mult originalul, sau ceea ce am văzut noi ca fiind originalul după aproape un secol de mici modificări.
Holul central, un adevărat salon de primire, și-a recăpătat funcționalitatea, iar plafonul de sticlă împodobit cu vitralii pune din nou în valoare opera de artă a artistului polonez Francisc Tribalski. Pictorul s-a stabilit în Craiova la sfârșitul secolului al XIX-lea, după ce a studiat artele frumoase la Viena, devenind cel mai renumit decorator muralist al Craiovei, unde timp de 4 decenii a decorat clădirile reprezentative ale orașului. Francis Tribalski a pictat pereții și tavanele casei pretorian după moda occidentală a epocii. O surpriză plăcută pentru noi și totodată emoționantă a fost descoperirea tavanului pictat în stil maur, care conține câteva casete scrise în turca veche. Sunt versete din Coran, nu am reușit să le traducem pe toate, dar ne-a fost relatat de către un domn cunoscător de foarte puțin de turca veche că sunt într-adevăr versete din Coran. Tavanul respectiv s-a, din fericire, a fost la un moment dat acoperit de un strat de tencuială și, din nou, din fericire pentru noi, aceasta n-a rezistat foarte bine, iar când am dorit restaurarea sau refacerea tavanului, am descoperit urme de pictură, după care încet am descoperit absolut tot tavanul, toată pictura, care este într-adevăr, credem noi și sperăm, unică în Craiova. După un secol, reședința familiei Pretorian reușește din nou să impresioneze prin echilibru și sobrietate, descriind perfect un mod de locuire și de viață de la începutul secolului 20. Contemporană, ceramica câștigă teren, în special în rândul pictorilor și al sculptorilor. Și sculptorul Dan Nica testează o nouă abordare a creației artistice printr-o altă tehnică. În atelierul lui instalat acasă, artistul dedică acum mult timp ceramicii, fiind în pregătirea unei noi expoziții personale. Împărtășește entuziasmul său cu toți ai casei și împreună cu cei doi copii, fiecare contribuie cu propriile lucrări la o adevărată expoziție colectivă. Dan Nica a studiat sculptură la Liceul de Arte Marin Sorescu din Craiova și mai apoi la Academia de Arte Vizuale Ioan Andreescu din Cluj-Napoca la clasa profesorului Aurel Terec. După absolvirea facultății în anul 1999, devine profesor de educație plastică la mai multe colegii din Craiova. Participă cu lucrări la saloanele anuale ale artiștilor olteni, organizate de Muzeul de Artă din Craiova, la expozițiile colective Atelier 35 și la alte expoziții de grup. În anul 2013 deschide prima expoziție personală intitulată Formă și textură la Galeria Arta din Craiova, urmată de o alta în 2014. A participat la mai multe ediții ale simpozionului Drumuri Brâncușiene, iar lucrările sale sunt expuse în locuri publice din Craiova. În anul 2012 a obținut premiul întâi pentru sculptură la Salonul Anual al Artiștilor Olteni. Din păcate, puțini artiști tineri au parte de un atelier. Deocamdată chiar ești acasă. Da, situația a mers
spre austeritate, ca să zic așa, legat de unii artiștilor plastici. Înainte erau niște spații, mai sunt câteva, s-au pierdut prin procese, case retrocedate și toate poveștile de după 90 pe care le știu cu toți. Și în consecință, dacă vrei să faci, adică să continui ceea ce ai învățat în 5 ani, 6 ani de facultate, trebuie să te descurci cum poți. Acasă, prieteni. Tocmai pregătești o expoziție și asta înseamnă că trebuie să ai spațiu, timp. Cu timpul din ce în ce mai puțin. Sunt profesor, după cum știi, în 3 școli. Chiar mă gândeam că m-ai întrebat de spațiu și dacă aș primi un atelier, nu știu când aș putea să ajung acolo, că ar trebui să alerg. Da, mai sunt și copii, cu școala, cu... și e destul de dificil. Și da, expoziția va fi una de ceramică, deși nu e așa o mare sal de la sculptură la ceramică, partea de modelaj rămâne, temele sunt cam aceleași pentru mine. Ce apare în plus este culoarea, care complică puțin partea asta de volum. Trebuie să mă limitez cumva la sculptură mică, la lucrări de o anumită dimensiune, pentru că nu ai un spațiu foarte mare unde să poți să faci zgomot și să ai lucrări de mari dimensiuni. Tot ce înseamnă asta, transport, sunt legate toate lucrurile între ele. Și atunci... Nu mai făcusei ceramică până acum? La facultate știu că am avut secția de ceramică, era lângă cea de sculptură, mai mult așa ca gen, era recomandată, poate este în continuare pentru fete, și treceam pe acolo, mă uitam, erau... Totdeauna vine surpriza când deschizi cuptorul, vezi ce s-a întâmplat acolo. Știu că mi-am făcut vreo 2 căni. Am avut curiozitatea și cam atâta, dar acum sincer îmi pare rău. E o întreagă chimie de la coloranți, glazuri, temperaturi, grade, e... Mi-am luat un cuptor de ceramică care merge la 220. De obicei, pentru așa ceva, pe vremuri aveai nevoie de curent trifazic și era o întreagă nebunie cu aprobări și, din fericire, nemții au inventat un cuptor de ceramică pentru instituții, adică școli, grădinițe. Atunci orice instituție în aceasta care vrea și cumpără un cuptor, bagă în priză și se fac tot felul de lucruri. Ceramica este un mod plăcut de ocupație cu satisfacție, adică la sfârșit rămâi cu un obiect. Am descoperit că e la fel de scumpă ca și sculptura. Toate materialele trebuie comandate de pe site-uri specializate. Sunt niște etape, vreo 2-3 arderi, prima dată se arde obiectul, după care se mai face o ardere pentru glazurare. Și e destul de complex. Și partea de culoare, care, cum să zic, dacă în cazul unei sculpturi clasice, să zicem un bronz sau un lemn, intervine patina, șlefuiești și ai terminat, în cazul ăsta trebuie să colorezi. Culoarea poate schimba total lucrul finit, da, da. Și atunci trebuie să gândești foarte bine și aspectul ăsta. În primul rând, clar, nu poți să renunți la figurativ. Deci tot mă întorc la portret, la lucrurile acestea de finețe, ca să zic așa. Sunt niște compoziții care par în joacă, dar de fapt sunt foarte serioase. Deci de fiecare dată trebuie să schițez. Schimb, aranjez o mică regie acolo și încerc să păstrez un echilibru, adică să nu merg foarte mult spre, nu știu, partea asta, foarte comercial, decorativ. Încerc să păstrez totuși un fir așa, care să lege,
să lege lucrările între ele și sper că o să reușesc, să vedem ce se întâmplă. N-aș putea să fac ceva impus, zic, domnule, acum se caută un anumit gen de lucrări, voi așa. Nu, eu văd de agenda mea, cum o fac pentru propria mea plăcere. Cred că am folosit toate materialele posibile. Bine, cel mai apropiat pentru mine rămâne modelajul, bronzul. Poate și pentru că are culoare, adică este o gamă mai largă. La piatră trebuie să te limitezi la culoarea materialului și tot ce poți să rezolvi din textură. Ori în cazul bronzului sau al ceramicii, acum apare și elementul ăsta. Tu ai ales să te înscrii la doctorat, asta pentru că probabil și îți place partea asta pedagogică, nu? Trebuie să ai un dar pentru... Da, am ales un subiect foarte interesant legat de sculptura policromă. La început nu știam în ce mă implic, după care pe măsură ce am aprofundat mi-am dat seama că e un subiect foarte complex. Toată sculptura a fost pictată, de la egipteni, Mesopotamia, absolut toți au pictat. Grecia, da, acum au descoperit prin muzee cu mijloace speciale urme de culoare, s-au făcut chiar artefacte, e un trend întreg. Și Evul Mediu, absolut tot, în afară de perioada renascentistă, clasică și neoclasic, unde, mă rog, era marmură, materiale acestea pure, în sine totul a fost pictat. Și atunci trebuie să văd cum, ce aleg din perioade respective, să nu omit ceva, plus arta modernă, care deja, ce să vă zic, e un domeniu vast de studiu. O nebuloasă, da, au apărut coloranți noi, se pictează sculpturi imense, monocrom, cu o culoare, un albastru, e foarte, foarte complicat, dar în același timp frumos. Deci vezi ce dispute au fost în timp între cei care erau pentru formă, alții care considerau culoarea ceva secundar, în plus. Chiar am înțeles că au fost lucrări din muzee care au fost curățate, sau sculptura grecească, au descoperit-o cu culoare și au spălat-o pentru că nu corespundea cu așteptările epocii respective și atunci... Artist multidisciplinar, Dan Nica este sculptor, gravor, pictor și ceramist. Obiectele sale din alamă gravată, bronz și lemn, sculpturile în bronz sau în lemn colorat și mai nou ceramica sunt încărcate de simbolism. Codul simbolic al artistului vorbește despre misterul cuvântului, despre cunoaștere, înțelepciune sau tradiție și exprimă propriile speranțe și aspirații. Obiectele sale de porțelan sunt figuri fragile sau compoziții sensibile și decorative. Portretul pare a fi metafora unei stări, cu rădăcini în mituri și bazme spirituale sau cu străluciri de icoană. Artistul imaginează în lucrările sale un portret generic al omului, ce poartă în el misterul dragostei și al cunoașterii. Ce am făcut eu la Cluj era o facultate cu o structură clasică, ca să zic așa, încă se studia anatomie, portret, am trecut prin toate lucrurile astea. Acum am văzut că se fac alte lucruri. Poate și ăsta să fie un motiv, poate interesul pentru om în general și figură, pentru chip,
Nu știu, nu cred că m-ar mulțumi abstractul. Și deocamdată n-am încercat. Probabil că va fi o etapă la care voi ajunge într-un final. Ce te inspiră? Dacă la început te gândești până să te apuci, ce să faci, în momentul în care ești implicat efectiv în partea de creație, deja nu mai contează, lucrurile vin de la sine, rezolvările, bineînțeles, mai sunt și eșecuri, mai surprize neplăcute, adică nu toate lucrurile ies, dar le ascunzi. La sfârșit pesimeză, se vede doar rezultatul final și probabil că e singurul care știe ce se ascunde în spate. Ești înconjurat de artiști în familia ta. Unii mai micuți, alta mai mare. Da, fiul meu lucrează, soția a terminat și ea liceul de artă. Acum este arhitect în prezent și suntem o familie creativă, așa. Sunt critici? Oh, da. Suntem critici unii cu alții. Da. Am găsit și câteva lucrări de ale tale de pictură, chiar nu știam că pictezi. Păi, în general... Sunt de la începutul sau... Pe parcurs. Unele le-am făcut cadou, altele le-am dat. De obicei, nu prea poți să te limitezi la un anumit... o anumită ramă, să zici, faci numai sculptură sau numai pictură. Cerci, mai depășești granițele. Bineînțeles, lumea este critică. Pentru mine mi s-a părut tot interesant partea de tehnică, da? Deci orice ramură din asta, sculptură, ceramică, are partea de farmacie, ce se întâmplă în spate, culori, materiale și de fiecare dată am căutat să descoper rețete de genul ăsta și atunci nu m-am oprit la un anumit gen. Deci cred că e mult mai ușor. Deci dacă ar fi să-ți alegi, să zicem, pictură, știi că faci pictură, cumpere pânzele dintr-un loc, culorile dintr-un loc și te apuci de treabă și gata. Expui singur? Nu, cu colega mea de școală doctorală, Lidia Mărgelu, care are un proiect pe tapiserie și lucrurile cumva se leagă, pentru că ambele sunt, și ceramica și tapiseria, sunt arte decorative, deci nu o să fie surpriză de potrivire de caracter, ca să zic. S-au schimbat lucrurile, s-au schimbat felul în care te promovezi. Nu mai există partea aceea de, nu știu, colecționar care îți cumpără lucrarea. Deja am văzut, cel puțin în București, sunt un fel de finanțări în afară pentru proiecte expoziționale și atunci din bani, prin un fel de granturi, diverse fundații, diverse institute și atunci nu mai apare problema asta de a îți vinde ceea ce faci. Practic faci o lucrare pentru un spectacol sau lucrarea ta devine o piesă dintr-un ansamblu expozițional, dintr-un proiect cu o tematică anume, eu știu, ecologistă, nu mai știu care sunt trendurile actuale. Dar lumea se schimbă cu repeziciune și datorită internetului și se întâmplă tot felul de lucruri.